Lăcașurile de cult din Ploiești au fost astăzi pline de credincioși. Încă de dimineață, oamenii au mers la biserică pentru a asista la slujbă, după care au luat parte la sfințirea apelor de bobotează. Sărbătoarea reprezintă botezul Domnului și este ținută an de an pe data de 6 ianuarie. Astăzi este ziua cea mare în care Mântuitorul Hristos vine la Iordan și de la Sfântul Ioan Botezător el se botează. Este ziua arătării Preasfintei Treimi, pentru că apa, materie stricăcioasă, prin harul lui Dumnezeu, se transformă în materie nestricăcioasă și îi sfințește pe aceia care o vor lua cu credință. În această zi specială, preoții transmit un mesaj și pentru cei care au devenit recent părinți. Astăzi se săvârșește sfințirea apei. Ziua de astăzi face începutul mântuirii noastre, pentru că așa stă scris într-una din cântările noastre, întrucât Hristos își începe activitatea publică. Aghiasma Mare este denumirea dată apei sfințite astăzi. Aceasta se binecuvântează printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt. Se spune că face minuni, este vindecătoare și ferește oamenii de rele. În mod normal nu-i schimbă gustul sau mirosul nici după o lungă perioadă de timp. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, este un semn că oamenii în acea casă sunt păcătoși.